copiii restauratorilor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou vlog. De această dată mergem la Notre Dame. Acum trebuie să luăm metroul, ne-am făcut abonament și acum putem să călătorim cât vrem noi cu metroul fără niciun stres sau cu orice transport în comun. Deci ne vedem pe drum. Alte metrouri, am dat upgrade. Deci astea sunt ieșirile de la stație și aici aproape este catedrala Notre Dame. Este luni pe la ora 12 și aparent traficul ăsta e oribil în Paris. Deci de aici putem cumpăra o lumânare sau aprindem o lumânare 2 euro. Suntem aici 2 euro. Și luăm o lumânare albastră. Și o punem aici să o aprindem toți. Asta este altarul cum ar veni și aici este toată lumea la slujbă. Deci am văzut semnul ăsta aici cu medalie, aici este Notre Dame și aici este Papa. Prefer Notre Dame, deci băgăm aici 2 euro, arată medalia și să vedem cât de mare e. Băgat 2 euro și am primit medalia, cam așa arată. Am ieșit și noi la lumină acum. Mamă, deci a fost, e super de vizitat, recomand de vizitat, catedrala aici. Aici e destul de șmecher, nu e cine știe ce aglomerați în interior, nu a fost, a fost ok. Criminalul din Versailles a făcut victimă și aici în Paris, nu numai la trotinete, aparent îi plac și bicicletele. Cam așa arată râul Sena de pe insulă, acum o să ne ducem să ne primăm puțin pe insulă. Acum ne îndreptăm spre Piața Concord, unde începe Champs-Élysées. Să ne ducem pe strada aia, e foarte mare și se oprește undeva, cred că în Arcul de Triunf, pentru că și ei au un Arc de Triunf. Deci noi ne aflăm în mijlocul la toată nebunia asta de aici cu metro. Noi suntem aici la Hotel de Ville și va trebui să mergem undeva aici pe Champs-Élysées, la Concord. Cam așa arată bulevardul Champs-Élysées. Acolo în capăt este Arcul de Triunf, se și vede. Acum cred că să facem o mică tură pe bulevard. Până și copacii aici sunt tăiați, frate, în formă de dreptunghi. Deci în stația de autobuz au loc de încărcat telefonul, frate. Bă, dar ce bine s-a ocupat poliția, frate, imediat a oprit tot bulevardul, totul, ești nebunie, frate, doar pentru un autobuz care a luat puțin foc. Am găsit aici un loc de mâncare, Burger King. Big like pentru cartofii de la Burger King, sunt foarte buni, chiar poate mai bun decât cei de la Mac. Uitați cum arată apartamentul ăsta și costă atâta, frate. Următoarea destinație acum este la hotel și după o să mergem la turnul Eiffel și o să vedem apusul de pe turn. Sperăm să prindem apusul, că dacă nu-l prindem e urâtă treaba. Noi l-am luat acum tocmai de la depou și trebuie să ajungem la Pasteur și suntem fix acum la depou. Ne-a pus acum să luăm alt metrou, tipul ăla.
Si luăm pe ăsta aparent. Ok, ne schimbăm și metrou acum, nu înțeleg care e treaba cu chestia asta, dar ok. Este ora 7 și ne grăbim foarte repede să prindem apusul pe turnul Eiffel. Cam așa arată biletele. Deci aparent la ora asta este prea aglomerat pentru top să mergem până sus. Deci o să mergem în altă zi până sus. Acum o să mergem până la al doilea etaj doar ca să vedem puțină priveliștea, iar în altă zi o să mergem până sus. Deci cam asta este priveliștea de la etajul 2. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți. Dacă așa este priveliștea de aici, mă întreb oare cum este acolo sus, frate. Cam așa arată centrul Parisului și Sena. Uitați acolo și metroul cum merge. E nebunie, frate, cât de drăguț arată, frate, orașul ăsta. Deci arată prea frumos. Cam asta a fost aventura, guys. Următoarea dată când vom veni aici vor fi joi sau vineri și vom urca până acolo sus. Până sus de tot. Gata, fraților, acum ne jetăm spre casă pentru că mâine avem mare destinație spre Disneyland. Ok, deci dar mei, cam întrebat cu acest vlog. Sper v-a plăcut, nu uitați să dați pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de vloguri. Mâine mergem la Disneyland, o să fie mare nebunie acolo, o să filmăm cu GoPro, o să-mi iau hamul, o să pun aici GoPro, o să vedeți, o să fie mare nebunie cu roller coastere, cu... o să fie nebunie. Ne vedem mâine, eu am fost Andrei și până în tare, salutat, bye bye!